publicul din nou la stadion și pentru a mări eficiența echipei noastre de fotbal. În același timp, sper să fie un exemplu și pentru aceste grupuri de tineri care se pregătesc tot cu ajutorul echipei naționale aici în municipiul Deva. Și să fie pentru ei un exemplu că atunci când te pregătești și când și ai darul de la Dumnezeu, avea un pic talent, cele două lucruri pot să te ducă spre gloria pe care fiecare și-o dorește. Mulțumesc! Eu știu, primar, când pierdem un meci, vin și desfințez echipa, din contră, tot timpul am încurajat și este un lucru foarte important. În primul rând, aș vrea să vă spun de ce a întârziat Uzman. Nu este vorba că nu a vrut să vină sau noi nu am vrut să-l aducem. Este foarte greu să aduci extra comunitate cu Uzman. Nu puteam lucra pe e-mail-uri. Orice adresă, orice se pune pe DHL, trebuie să ajungă de la notariat. Deci interviurile sunt doar marțea și joia. Este foarte greu. Eu mă așteptam să-l avem în etapa 5-6, uitați, este etapa 10. Asta este. Este foarte important că a ajuns. Până în iarnă este alături de noi, va rămâne în Deva. Sper și în continuare, dar mai avem de muncit lapte. Sunt bucuros și cred că este unul din jucătorii cei mai importanți care, din ultimul timp, care este la cetate de Deva. Îi place să-i se spună Osmănescu, deja el este român, cu acte, da, de acum, la Deva. Eu cred că nu trebuie să vă mai prezint CV-ul lui, este un jucător exponențial în fotbalul românesc, un jucător care arăta ce poate la echipe de primă ligă. S-a luptat tot timpul în primele trei locuri, acolo și cu Vasluiu, și cu Dinamo, știți foarte bine, și chiar la Târgu Mureș. Deci echipe care îl recomandă, indiferent de vârsta, etnie sau culoare, la mine joacă Bavaria, știți foarte bine. Și noi ne bucurăm foarte tare că a ajuns la noi, la echipă, un jucător foarte valoros. Exact ce a spus și domnul Vice, avem nevoie de un lider, un lider în teren și un lider în cabină. Chiar aveam nevoie și eu cred că echipa va crește, da, în ultimele patru etape și cu aportul lui Usman. Usman, de la două ești pe mâna mea, ai grijă. Că să jurnări pentru mine, să defendă domnul antrenor. Dacă le arătă că sunt bine, pot să joci, mă bat. O să-l vedeți astăzi la antrenament. Bă, nu se oprească. A făcut zilnic pregătiri și sală de forță, îl voi vedea la antrenament și imediat mă voi decide. Eu am mare încredere că, indiferent da, ce... Eu știu ce stare are acum, poate e puțin obosit, dar la ora jocului eu cred că va arăta altceva. Și am încredere în ea. Cum se simte? Eu mi-e plac oamenii. Am lucrat cu Cristi de mult timp și tot timpul eram, nu erai că director cu jucător, eram că frați. Eram tot timpul alături de mine, eram la camera mea, chiar dacă suntem la cantonament. Adică avem ceva între noi și genul de om asta contează prea mult pentru mine. Și am avut un discuție, nici nu știam că el vine aici. A zis eu, dacă plec altă parte, eu o să vin cu mine. Am zis de ce? Și el mi-a zis că o să simt că place cum ești tu și știi că noi doi putem să muncim mai mult. Am zis, să poate. Niciodată. Și el a venit la Deva, primul lucru m-a sunat. Și eu am dat cuvinte mele, nu pot să le iau înapoi. Am zis, bine, vin. Și mai ales m-a ajutat când din cauza permisul meu, actele mele. Și ajutorul ăsta înseamnă prea mult pentru mine. Dar am zis că orice se întâmplă, eu o să vin și joc aici la voi.
Când au primit oficialitățile, domnul primar, domnul viceprimar,